Felinarele de pe spațiul verde amenajat, la care se muncește de două luni, luminează de acum seriile giurgiuvenilor care sunt în trecere prin zona vecină pieței centrale. Nu este greu să ne amintim cum arăta zona cu două luni în urmă. Era mai degrabă o zonă de evitat. Nimeni nu s-a gândit că pe bucata de pământ ar putea lua naștere o mică oază de relaxare, de odihnă pentru omul obosit sau, de ce nu, pentru tineri îndrăgostiți. Așa a început totul. Simț civic, stăruință și multă muncă. Giurgiuveanul Petre Slăvescu, societatea Nova Force Technic, prin administratorul său, Veronica Nicolae, precum și echipa TV Giurgiu, și-au adunat forțele și s-au pus pe treabă. N-a fost ușor. Mai mult, au fost voci care au denunțat cheltuiala inutilă a banului public. Dar nu, totul s-a construit din bani privați, spre folosul tuturor giurgiuvenilor. Ce a ieșit? E plăcut, doamnă. E excepțional. Nu mai e mizerie, nu mai e nimic, e drăguț, o tradiție cu ancora asta de Giurgiu, cu portul, adică e ceva normal. Da, e foarte plăcut și cu băncile astea mai se servește și oamenii care așteaptă în stație, un bătrân, eu știu, o bătrână. E o treabă bună, dacă e privată, că banii altora nu mă interesează. Spre folos public. Spre folos public, la ce folosește? Că e lumină, într-adevăr, și e frumos. Și nu mai este de frumos, e frumos, nu pot să spun că e urât. Vi se pare că schimbă fața zonei? Da, extraordinar de mult. Ceea ce va desăvârși lucrarea de pe spațiul verde va fi ceasul care va fi montat pe piedestalul ce susține ancora, un simbol pentru Giurgiu. La fel și pavelele care vor fi montate pe întreaga suprafață amenajată vor da ocazia oricărei persoane să traverseze sau să admire zona. Așadar, giurgiuvenii se pot bucura curând de finalizarea lucrărilor și, de ce nu, pot lua un exemplu de altruism, simț civic și putere de muncă.